Căpșune. Beneficii și rețete sănătoase. Au o savoare deosebită, sunt printre cele mai îndrăgite fructe și au și numeroase beneficii pentru sănătate. Vorbim despre căpșune, care se numără printre cele mai recomandate fructe în dietele de slăbit, datorită aportului caloric foarte mic. Consumul de căpșune este asociat cu scăderea în greutate, cu întărirea sistemului imunitar, cu menținerea pielii frumoase, cu albirea dinților și nu numai bogat în vitamina C, care ne ajută la formarea și întărirea oaselor și a dinților, a globulelor roșii și a colagenului, căpșunele contribuie la combaterea infecțiilor și favorizează absorpția fierului. Sunt, de asemenea, bogat în vitamina E, care favorizează fertilitatea. Beneficii consum căpșune, scade riscul de boli cardiace. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Harvard a dovedit că antocianinele, o serie de flavonoizi care se regăsesc în căpșune, reduc riscul de infarct cu până la 32% în rândul femeilor. Acest lucru este valabil dacă se consumă cel puțin 3 porții de căpșune pe săptămână. Pe de altă parte, coercetina din căpșune, fiind antiinflamator natural, reduce riscul de arteroscleroză și protejează organismul de efectele negative ale colesterolului rău LDL, măriții polifenolii din căpșune, reduc riscul de boli cardiovasculare, prevenind blocarea arterelor. Reglează tensiunea arterială, datorită conținutului ridicat de potasiu, căpșunele au abilitatea de a estompa efectele negative pe care sodiul le are asupra organismului. Astfel, căpșunele reglează tensiunea arterială. Potrivit unui studiu realizat de oamenii de știință americani, doza zilnică recomandată de potasiu este de 4700 de mg mg. Are efect antialergic, consumul de căpșune previne alergiile și ajută, totodată, la ameliorarea simptomelor alergiilor, precum inflamarea ochilor și laprimarea, congestia nazală și urticaria. Previne constipația, consumul de fructe bogate în fibre, dar și cu un conținut ridicat de apă, menține organismul hidratat și previne constipația. Benefic pentru diabetici, căpșunele au un indice glicemic mic și sunt bogate în fibre, ceea ce înseamnă că ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Consumul de căpșune este așadar recomandat pentru diabetici. Un studiu făcut în 2011 a scos la iveală faptul că 37 de căpșună consumate pe zi reduc în mod semnificativ riscul de complicații ale diabetului, precum bolile renale. Ajută la tratarea depresiei, acidul folic care se regăsește din belșug în căpșună previne depresia, împiedicând homocisteina să se depoziteze în organism. Homocisteina în exces afectează secreția de serotonină, dopamină și noradrenalină, hormoni responsabili pentru starea de bine, apetit și somn. Îmbunătățește memoria, consumul regulat de căpșuni ajută memoria, mai ales în cazul persoanelor în vârstă. Explicația vine de la faptul că aceste fructe sunt bogate în flavonoide, substanță care favorizează sănătatea cardiovasculară, care au efect anticancerigen, antiinflamator și antimicrobian. În plus, flavonoidele ameliorează efectele nocive ale stresului, contribuind astfel la oprirea deteriorării cognitive. Valori nutriționale o cană de căpșune feliate, în jur de 166 g, calorii, 50 proteine, 1 gram carbohidrați, 11,65 g fibre dietetice, 3,81 g calciu, 23,24 mg fier. 0,63 mg magneziu, 16,60 mg fosfor, 31,54 mg potasiu, 44,82 mg seleniu, 1,16 mg vitamina C, 94,12 mg acid folic, 29,38 micrograme vitamina A. 44,82% din doza zilnică recomandată. Cum să consumi căpșunele într-un mod sănătos? Consumă căpșunele în stare naturală, nu sub formă de genuri, siropuri sau asezonate cu zahăr sau miere, întrucât adnaosul de zahăr eclipsează valorile nutriționale ale acestui fruct. Iaurt grecesc cu căpșune ingrediente Iaurt grecesc, căpșune feliate, amestecă iaurtul cu căpșunele și consumă-l la micul dejun. Dacă dorești să i sporești consistența, adaugă și tărâțe sau fulgi de ovăz preparatului. Salata de pui cu căpșune ingrediente 2 porții. Un piect de pui la grătar, 4 mâini de spanac proaspăt, o cană de căpșune feliate, jumătate cană de brânză de capră, 3-4 nuci mărunțite, o lingură ulei de măsline, amestecă toate ingredientele mărunțite, asezonează cu uleiul de măsline și servește salata imediat după preparare. Această salată poate fi consumată fie pe post de aperitiv, fie pe post de fel principal. Sfache de căpșune cu banane ingrediente pentru o porție. 5 căpșune, jumătate banană, lapte vegetal și 2 cuburi de gheață. Pune toate ingredientele în blender și consumă ul imediat ce l-ai preparat. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!